Liderii FDGR sunt discreți, nu au dorit să facă declarații la cald după închiderea urnelor, chiar dacă rezultatele exit poll-ului îl dădeau drept învingător pe Klaus Iohannis. Candidatul USL la primăria Sibiului, Dragoș Floarea, este mulțumit de rezultatul obținut. Din punct de vedere personal, orice scor care depășește cele 5.620 de voturi care le-am adus personal este extraordinar. Aia înseamnă că și din partea colegilor din Alianță au venit voturi către mine personal și implicit către generația noastră. Democrat-liberalii sibieni sunt sceptici în ceea ce privește corectitudinea exit poll-urilor prezentate la nivel național. Singurul care a dorit să facă o scurtă declarație a fost președintele organizației județene a PDL, Ion Ariton. Nu vreau să comentez rezultatele pe care le-am văzut la televizor. Ați văzut că pe fiecare program sunt alte procente, diferențele sunt destul de mari. Noi mergem la numărătoarea paralelă și probabil până mâine dimineață vom avea rezultatele finale. Liderii formațiunilor politice așteaptă rezultatele oficiale ale alegerilor. Acestea vor fi date publicității în decursul zilei de astăzi.